Bună, dragii mei! Bine ați venit și în a doua săptămână, în această săptămână în care mi-am propus să vă prezint informații despre uleiul esențial de mentă, peppermint. Și așa cum am zis din prima săptămână și astăzi, o am aici alături de mine pe Alice Văcean, un om în Europa și psihoterapeut de meserie. Și de fiecare dată când o ascult, chiar dacă o ascult de mai bine de 4 ani de zile, se așează în mine informații noi și noi, chiar dacă ar fi informații care se repetă. Astăzi despre mentă, știm că este uleiul optimismului. Alice, vreau să te întreb de ce îi se spune uleiul optimismului și cum anume putem noi să-l folosim, să ne bucurăm în adevăratul sens al cuvântului de acest ulei, pe o perioadă mai lungă de timp, să simțim acea stare de bine în toată ființa noastră. Mulțumesc, Oana! Dragilor, bine v-am regăsit! O să vă obișnuiți cu noi pentru că o să ne vedeți preț de câteva săptămâni. Întrebarea ta, de ce este uleiul optimismului? Peppermint acționează pe cel puțin 3 planuri, acționează pe foarte multe planuri. Eu o să mă refer la 3 planuri care au de-a face în relație directă cu optimismul. Digestia, da, așa cum știți, în tractul nostru gastrointestinal avem mai mulți neurotransmițători decât avem în creier. Deci, al doilea creier al nostru, tractul gastrointestinal, este responsabil de starea noastră emoțională, respectiv de optimism. Peppermint acționează, spuneam, pe digestie, acționează pe tot ce înseamnă claritatea minții și toate frunzulițele, toate uleiurile obținute din frunzulițe mici, așa cum vedeți, și forma frunzuliței ne spune că ne ajută să ne focusăm, să ne limpezește, peppermint ne limpezește mintea, hai să spunem așa. Dacă avem o minte limpede, avem o stare emoțională care ne servește. Și nu în ultimul rând, peppermint este un ulei ce poate să ne sprijine în ceea ce privește respirația. Și când vorbim de respirație, dragilor, vorbim de viață, dar vorbim și de acel chi divin, acea energie divină pe care noi o primim prin respirație. Și atunci, în toate aceste feluri, se explică, dacă avem nevoie, de ce peppermint este un ulei al optimismului. A doua parte a întrebării tale era legată de cum putem, vreau să verific dacă am reținut, cum putem să menținem această stare de optimism. Exact, Alice. Da. Așa. Că nu de alta, da, scuze că intervin, dar nu de alta, dar știu că am tot auzit, dar cum de la o singură picătură să se poată întâmpla ca magia? Nu se întâmplă neapărat de la o singură picătură, sau poate pentru unii se întâmplă. Dar e important să înțelegem acest aspect, că e necesar de un obicei, să ne obișnuim cu ele, să le folosim într-un anumit ritual. Da, și picătură cu picătură se umple paharul. Știți acea expresie? La fel, picătură cu picătură aplicată, ajungem să menținem o stare emoțională care noi ne-o dorim, pe care o dorim în viața noastră de zi cu zi. Și aici ne întoarcem la consistență, ne întoarcem la perseverență, ne întoarcem la un obicei. Eu îl numesc ritual și acesta este cuvântul pe care îl prefer, dacă sunt sinceră, pentru că ritualul este mult mai mult decât obicei. Bun, deci, ca să-ți răspund la întrebare, aplicăm zilnic? Unde, Alice? Unde recomand să aplicăm?
Așa. Păi hai să luăm pe rând. Dacă avem nevoie de, dacă ne simțim confuzi, în confuzie, în amețiți, disperați, fără speranță, inclusiv blocați, aplicăm o picătură de peppermint pe cerul gurii și respirăm adânc. Dacă ne dorim o... Atunci când muncim, da? Să fim motivați, să... Dacă... O spun altfel. Dacă suntem genul care amânăm ce avem de făcut sau avem tendința atunci când începem să facem o sarcină, să fim așa fără chef, vă propun să punem în difuzor peppermint, wild orange, rosemary, care este uleiul gratuit al lunii, pentru o comandă de minim 125 de puncte. Dacă mintea ne tropăie, cum spun eu, dacă avem o activitate intensă la nivelul minții și mintea este șeful, șefa, CEO-ul ființei noastre, și vrem să aducem un echilibru între minte și inimă, vom aplica o picătură de peppermint de fiecare dată diluat, 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 pe ceafă. Și cum mai putem folosi peppermint? Toate albăstrelele, toate etichetele, toate uleiurile cu etichetă albastră, albăstrelele este modul în care eu mă exprim când le alind, ne sprijină în eliberarea durerii fizice și emoționale. Cum facem asta? Atunci când aplicăm pe piept. Și nu în ultimul rând, foarte important, peppermint este un ulei ce ne poate sprijini atunci când suntem frustrați. Vă amintiți? Furia este ceea ce simt eu către cineva din exterior, iar frustrarea este furia orientată către mine însă. Și atunci putem să ne folosim de un amestec de peppermint, lemongrass și frankincense aplicat pe abdomen și pe zona lombară. Cam acestea sunt mult mai multe. Peppermint este unul dintre uleiurile pe care le recomand atunci când vorbim de șoc emoțional. Și șocul emoțional ca adult este văzut într-un anume fel, ca și copil, poate fi văzut în cu totul altfel. O sperietură pentru un copilaș poate fi un șoc. Noi cu mintea de adulți, când mestecăm informația, s-ar putea să fim tentați să credem, s-a speriat. Așadar, vă invităm și pe voi să vă jucați în difuzor, să vă jucați și să aplicați creativ acest ulei de peppermint. Și să reaplicăm dacă vrem să ne susținem corpul pe perioade mai lungi de timp. Da, așa e, Alice. Mulțumesc mult de tot. Întărit cam... mușchiul, Oana. Da, da, da. Mușchiul exercițiu aplicări. Zilnic. Exercițiu zilnic, da. Așa e. Mulțumesc, și, draga mea. Și eu mulțumesc. Uite, mă bucur că am reușit deja să trecem și la... Să trecem de al doilea ulei din kitul Home Essentials pe care noi ne-am propus să-l prezentăm în fiecare săptămână câte un ulei sau amestec de ulei. Vă mulțumim mult de tot și ne vedem și săptămâna viitoare. Bye. Mulțumim, vă pupăm, vă îmbrățișăm. Pusii!